Solidaritatea românilor atinge cote uimitoare. De la mic la mare, oamenii își ajută semenii aflați în momente de cumpănă cu tot ce pot ei. Fie că vorbim de hrană, îmbrăcăminte sau obiecte de igienă personală. Este și cazul elevilor de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica din Drobeta, Turnu Severin, care au dus la centrul de colectare a donațiilor pentru Ucraina cărucioare cu ajutoare pentru cei nevoiași. Pentru bebelul lapte praf? Da. Și... Elevii severinenii nu au rămas indiferenți la suferința ucrainenilor și sunt determinați să facă tot ce le stă în putere pentru a ajuta. Astfel, la Liceul Național Gheorghe Țițeica s-au strâns aproximativ 2000 de lei în urma unui târg de mărțișoare organizat în cadrul școlii, care au fost folosiți pentru a cumpăra diverse produse pentru cei aflați în nevoi din cauza războiului. Numele meu este Popescu Andreea Diana și sunt membra Consiliului Elevilor al Colegiului Național Gheorghe Țițeica. Noi, cu ocazia de 1 martie, am organizat o activitate foarte frumoasă în care am făcut ateliere de pictură de mărțișoare și le-am vândut în cadrul școlii, iar cu banii strânși am decis să cumpărăm diverse produse de igienă, precum și alimente pentru refugiații din Ucraina, pentru că vrem să ne arătăm suportul și să-i ajutăm cât se poate de mult în această perioadă grea de război. Elevii Colegiului Național Gheorghe Țițeica au ales să doneze atât alimente cât și produse de igienă personală, în special pentru bebeluși. Noi am făcut o acțiune umanitară de voluntariat pentru semenii noștri din Ucraina, care suferă teribil. Am făcut un gest pe care eu consider că ar trebui să-l facă toți oamenii în perioada aceasta, să se gândească și la ceilalți, pentru că până la urmă noi trăim bine și alții mai puțin bine și ar trebui ca toți să avem o șansă în viață și mai ales la o hrană caldă și la un acoperiș deasupra capului. Noi am adus niște produse de igienă, în special pentru copiii mici, pentru nou-născuți, pentru că au avut loc 391 de nașteri din astea 10 zile și numărul crește de copii și, na, oamenii s-au mobilizat foarte mult în partea aceea de țară, au dus mâncare, au dus apă, haine, însă la copiii mici nu putea să se gândește lumea și ne-am gândit că ar fi frumos din partea noastră să îi sprijinim în primele zile din viață. Am cumpărat produse de igienă personală, produse alimentare, în special pentru noi născuți, am cumpărat scutece, ca să fie cât mai folositoare pentru toți copiii de toate vârstele. Reprezentanții Liceului Național Gheorghe Țițeica desfășoară periodic activități de acest gen pentru a le insufla elevilor valori morale remarcabile. Elevii de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica împreună cu cadrele didactice au considerat că aceasta este o perioadă bună între ghilimele pentru a cultiva tinerilor sentimentul acesta de ajutorare reciprocă și atunci copiii s-au hotărât să doneze bunuri care să fie trimise la refugiații din Ucraina. Bunuri de necesitate zilnic. Ei au făcut o activitate de 8 martie, copiii din Consiliul Elevilor de la Țițeica și au confecționat mărțișoare, au vândut aceste mărțișoare, iar cu banii strânși copiii au achiziționat aceste produse pe care, iată, astăzi le-au donat în acest scop umanitar. Cei care doresc să doneze alimente neperisabile, haine în stare bună, obiecte de igienă personală sau jucării o pot face la cele 3 centre de colectare din Drobeta, Turnu Severin. Este vorba despre sediul de pe strada Constructorului numărul 1 lângă centrul comercial Cora, sediul 2 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, situat pe strada Ice Brătianu, numărul 2 și zona centrului comercial Carrefour, situat pe bulevardul Mihai Viteazu numărul 78.